mașina nu trage cum trebuie. Salutare! Astăzi vă voi arăta cum se curăță rapid și ușor filtrul de particule sau DPF-ul la un Chevrolet Lacetti cu motor diesel. Pentru curățare vom folosi una dintre cele mai eficiente soluții de pe piață și anume soluția germană GerTechTeile. Aici am făcut o mică demonstrație cu o bucată din filtru peste care am turnat această soluție de curățare. După cum se poate vedea, aceasta acționează imediat cum ajunge în contact cu bucata din filtru. Trebuie să știți că soluția de curățare are o formulă chimică neutră care nu afectează sau reacționează cu plasticul sau cu metalele prețioase din interiorul filtrului. Ca simptome, acest Chevrolet Lacetti nu mai are putere și nu mai trage cum trebuie. Se vede că mașina are deja aprins în bord martorul luminos, defecțiune motor sau check engine. Pentru asta i-am făcut o diagnoză ca să fim siguri că nu avem vreo eroare la injectoare, turbină sau EGR, acestea putând influența negativ funcționarea DPF-ului. Vom mai face o scurtă verificare cu manometrul pentru a vedea presiunea din filtrul de particule, iar pentru acest lucru trebuie să localizăm senzorul de presiune diferențială de la Chevrolet Lacetti. Acesta se află în spatele motorului, dar înainte de a începe verificarea, vom porni motorul și îl vom lăsa să funcționeze până când temperatura apei din motor ajunge la 90 de grade Celsius. Ca să ajungem la senzorul de presiune diferențială, va trebui să desfacem câteva accesorii de la motor. Așadar, după ce am creat mai mult spațiu în spatele motorului, vom trece la montarea manometrului la furtunul de contrapresiune. La turație maximă avem o valoare de aproximativ 290 de milibari, ceea ce înseamnă că DPF-ul opune o rezistență destul de mare și că într-adevăr avem un filtru de particule înfundat. Următorul pas este să oprim motorul și să introducem soluția GerTechTeile în galeria de evacuare prin același furtun. Aici avem soluția GerTechTeile care vine și cu un kit de aplicare ce conține un adaptor portocaliu și un furtun prin care se toarnă soluția în filtrul de particule. Furtunul vine și cu un adaptor pentru sonda lambda în cazul în care vrem să introducem soluția pe acolo sau pe la senzorul de temperatură la care ne permite accesul. Cuplăm adaptorul portocaliu în locul capacului sticlei, apoi conectăm furtunul la senzorul de presiune și începem să turnăm soluția de curățare în galeria de evacuare a mașinii cu motorul oprit. Acest proces de curățare cu soluția GerTechTeile poate fi făcut în mai puțin de 60 de minute, într-un service auto sau chiar în garajul de acasă. Dacă folosiți codul Tutoriale Auto, veți beneficia de o reducere de 20% la soluția GerTechTeile. Găsiți linkul mai jos în descrierea videoului. Dacă ați respectat instrucțiunile de pe produs și nu ați obținut o valoare inferioară celei cu care ați început, primiți banii înapoi. Se poate vedea deja că mașina a început să scoată fumal pe toba de eșapament. Asta înseamnă că soluția a început să acționeze, vaporizând toate hidrocarburile și eliminând cenușa din filtrul de particule. Până și în capac s-a strâns un pic de mizerie din filtru. Așteptăm ca soluția să acționeze timp de aproximativ 15 minute cu motorul oprit. Montăm înapoi furtunul de la contrapresiune și celelalte accesorii ca să putem porni motorul. A doua etapă e să pornim mașina și să o lăsăm la relanti timp de 10-15 minute fără să turăm motorul. Avantajul este că nu trebuie să demontați filtrul de particule de pe mașină, curățarea făcându-se cu filtrul de particule montat pe mașină. Când vedem că nu mai este fum alb, turăm mașina la 2500 de rotații pe minut, timp de câteva minute, astfel încât soluția să acționeze și mai bine. Se poate vedea cum iese în continuare fum alb. Dacă folosiți codul Tutoriale Auto, veți beneficia de o reducere de 20% la soluția GerTechTeile. Găsiți linkul mai jos în descrierea videoului. Soluția aceasta de curățare este recomandată și pentru prevenirea înfundării filtrului de particule prin folosirea acesteia în mod regulat la fiecare 50.000 de km parcurși. Ultima etapă este să facem o nouă verificare cu manometrul, să vedem dacă după curățare valoarea a scăzut. Așa și este, aceasta a scăzut aproximativ 190 de milibar, ceea ce înseamnă că soluția și-a făcut treaba. Această valoare va scădea și mai mult după ce se va mai merge cu mașina. Așadar, ca o scurtă concluzie, am demonstrat că soluția chiar curăță filtrul de particule, chiar din momentul în care se introduce soluția pe furtunul de la senzorul de presiune diferențială. După cum ați văzut, procesul de curățare se face rapid și ușor, în doar 40-50 de minute. În concluzie, vă pot spune că soluția chiar curăță filtrul de particule chiar din momentul în care se introduce pe furtunul de la senzorul de presiune diferențială. După cum ați văzut, procesul de curățare se face rapid și ușor în doar 40-50 de minute. Avantajul este că nu trebuie să demontați filtrul de particule de pe mașină, curățarea făcându-se cu filtrul de particule montat pe mașină. Curățarea filtrului de particule cu soluția GerTechTeile mai poate veni și cu un mare plus, economia de carburant. Dacă mașina are DPF-ul înfundat și consumă în mod normal 10 litri la 100 de km și parcurgeți 50.000 de km pe an, această soluție poate reduce consumul cu până la 10%, adică economisiți 1 litru la 100 de km parcurși. Nu trebuie să anulați sau să dezactivați filtrul DPF, ceea ce în primul rând este ilegal, iar în al doilea rând nu veți trece de inspecția tehnică periodică sau ITP. Vă ajută să economisiți bani. Un filtru înfundat poate cauza daune la senzorul de presiune diferențială, poate afecta turbina, supapele de evacuare, sondele lambda și multe altele. Toate aceste piese sunt costisitoare și necesită timp de înlocuire. Bineînțeles că sunt multe soluții pe piață care pot fi folosite pentru curățarea DPF-ului, dar cea de la GerTechTeile, pe care tocmai am folosit-o, știm că este eficientă, acționează rapid și cu toate acestea menține capacitatea de filtrare după curățare fără să afecteze metalele prețioase din interior. Rețineți că puteți cumpăra această soluție GerTechTeile pentru curățarea DPF-ului folosind codul Tutoriale Auto pentru a beneficia de o reducere de 20% din prețul întreg. Găsiți linkul mai jos în descrierea videoului.